să-ți fii la tine, Domnul meu. Sufletul mi-e plin de bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. De bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut în viața mea. Vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Să fie Domnul pentru ceea ce a făcut pentru noi. Cântau frații și împreună cu ei cântam și noi, ne-a luat din întuneric și ne-a adus la lumină și ne-a arătat slava sa, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Doresc ca în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvânteze, doresc să avem un timp binecuvântat de Domnul, în prezența Domnului, în prezența Duhului Sfânt și să fim cu inimile deschise la cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai înainte de aceasta, aș dori să mergem cu toți înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune comun, în care să venim și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ce se va face în seara aceasta. La jertfa de seară am fost chemați și slăviți să fie Domnul, că Dumnezeu ne-a pus pe inimă lucrul acesta, să venim în casa Lui, aici unde vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu și unde vrem să ne bucurăm în Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ne vom ruga pentru copii, care în seara aceasta Domnul să-i binecuvânteze. Orchestra nouă a copiilor, a bisericii noastre, împreună cu o parte din ei care au rămas să cânte și corul împreună cu ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să-i întărească, să slujească lui Dumnezeu și așa cum era textul de dimineață, să dăm de lucru copiilor noștri învățându-i calea Domnului și slăvii să fie Domnul pentru că copiii noștri slăvesc pe Domnul. Măriți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe sora Amada și pe sora Flavia care s-au luptat și s-au ocupat de copiii aceștia ca să poată să cânte, Dumnezeu să le răsplătească. Și Dumnezeu să
facă ca toată lucrarea aceasta să fie doar spre slava și spre gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie mărit pentru tot. Ne rugăm și pentru fratele Dumitru care va sluji în seara aceasta, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Ne rugăm pentru tot ce se face în locul acesta, pentru grupul care slăvește pe Domnul. Ne rugăm pentru întreaga biserică și Dumnezeu să fie binecuvântarea și bucuria noastră în seara aceasta. Ne rugăm cu toți împreună. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta la Matei, la capitolul 24, începând cu versetul 36 la 42 inclusiv. Îndemn la veghere. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin. Vă rog să ocupați. Vă spun un bun venit în casa Domnului și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, așa cum a spus de la început, cu harul Lui, cu binecuvântările Lui. Mulțumim Domnului și nu pot să tac nici eu ca și ceilalți frați și să mulțumim Lui Dumnezeu încă o dată pentru harul măreț pe care Dumnezeu ni l-a făcut ca în statul acesta să ne putem bucura de libertatea aceasta, să putem să venim în casa Domnului și să slăvim și să lăudăm pe Domnul pentru aceasta, mărit să fie Domn. Doresc pentru început să citesc din Matei, din capitolul 28, cu versetul 19. Sora Magda m-a rugat să citesc această
mică scrisoare pe care dânsa a făcut-o cu ocazia creierii noi orchestre care o vedem înaintea noastră, așa cum am spus, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și cu ocazia aceasta, sora Magda vrea să și mulțumească Domnului, în primul rând, cu sora Flavia, și să mulțumească și părinților, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În capitolul 28, cum a spus cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Motivați de această poruncă, prin ajutorul Domnului, am pornit acest proiect. Dorința noastră a fost ca în minimum 2 ani să slujim cu instrumentele în biserică. Domnul ne-a făcut bucuria să vedem împlinirea acestei dorințe mai repede decât ne-am așteptat. Împreună cu copiii, mulțumim tuturor părinților care prin credință și-au înrolat copiii în acest proiect și au fost parte cu noi la acest proces de învățare. Ne rugăm, Domnule, ca El să ne dea putere să rămânem în această motivație de a-L lăuda pe El cu instrumentele toată viața. Te rog să afișezi și Roman, capitolul 12, cu versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Magda, sora Flavia. Dumnezeu să vă binecuvânteze, copii, să slăviți pe Domnul. Pentru că aceasta este menirea oamenilor, să slăvească și să mărească pe Domnul. Și poate mulți dintre voi nu știți, dar vă rog să luați aceste cuvinte și să știți că în împărăția lui Dumnezeu se va cânta. Slăviți să fie Domnul! Mulți vom face parte din marele cor, din marea orchestră care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă harul și posibilitatea să ne pregătim de aici, de pe pământ, să slăvim pe El. Dacă aici, o clipă, este o uimire, este o cântare când care o cântăm. Ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Dacă vrem să știm ce va fi în veșnicii, nu este altceva decât să ne pregătim, așa cum textul din seara aceasta ne vorbește despre veghere. Este o veghere pe care trebuie să o împletim în viața noastră, să fim gata în orice clipă. Pentru că ziua aceea care va veni, despre care s-a vorbit și se vorbește în textul din seara aceasta, să nu ne găsească nepregătiți. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Este un Dumnezeu care nu se ascunde față de copiii Lui și înștiințează. În Amos, în capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu că El descopere tainele Lui, aleșilor Lui, prorocilor Lui, și Dumnezeu vorbește despre lucrurile acestea, slăvit să fie Domn. Noi nu suntem în necunoștință de ceea ce se va întâmpla. Nu știm cu exactitate când va veni ziua aceea, când va fi ziua aceea. Dar știm că trebuie să ne pregătim. Știm lucrurile care se văd și se, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre ziua aceea, cum va fi. Și de aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească și haideți să împletim cuvântul lui Dumnezeu cu cântările pe care le vom cânta împreună cu biserica și copiii care slăvesc pe Domnul. Deci doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze de nou grupul de laudă care va slăvi pe Domnul cu o cântare împreună cu noi, apoi copiii, orchestra și corul vor slăvi pe Domnul și Domnul să ne binecuvânteze.
Iisus, dar sfânt El mă sfătuiește și ne voi e singurul acum. Până Domnul veșnic voi rămâne, cum El vreau să fiu aici ajuns.
Slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să-i binecuvântăm pe copiii noștri și să le spunem, spuneți fiecare, Domnul să vă binecuvânteze! Amin! Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru voi, pentru că sunteți aici și pentru că slăviți pe Domnul și aceasta face parte și din vegheria pe care noi suntem datori să o facem așteptând ziua aceea despre care se vorbește, pregătiți, veghind, stând în așteptare și trăind o viață așa cum Dumnezeu ne cere să o trăim, pentru că dacă nu vom veghea, s-ar putea ca neveghind să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca venirea Domnului să ne ia prin surprindere și să ne găsească la lucrurile noastre. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim, asta nu înseamnă că nu trebuie să se căsătorească cei tineri, asta nu înseamnă că tinerii nu trebuie să iei joburi bune, asta nu înseamnă multe lucruri care le putem face pe pământ, pentru că și aceleași lucruri pe care noi le facem astăzi le-au făcut cei care erau în vechime de pe timpul lui Noe, când n-au crezut în ziua aceea când va veni un potop și le ți-a vestit despre lucrul aceea și oamenii au stat nepăsători. Unii au zâmbit și alții au râs. Astăzi mulți zâmbesc și râd când le vorbești despre ziua Domnului. Nu vorbesc despre noi, care avem cunoștință și știm despre lucrurile acestea. Dar s-ar putea, neveghind și netrăind așa cum Biblia ne învață, cuvântul lui Dumnezeu ne învață, s-ar putea într-o zi să fim surprinși de ziua aceea care va veni și vei fi nepregătit. 10 fecioare neînțelepte și celelalte înțelepte care au așteptat pe Domnul, dar și fiecare cele înțelepte, și-au pregătit uleiul, candelele au fost pregătite tot timpul. Și celelalte au așteptat, dar li s-a terminat un de lemne pentru că s-au ocupat cu alte lucruri. N-au avut timp ca să se pregătească, n-au avut timp ca să meargă să cumpere un de lemn și să le fie candela plină și să ocupa cu lucruri care sunt în lumea aceasta și ne ocupăm și noi cu ele. Dar Dumnezeu ne înștiințează să fim atenți cum trăim, ca ziua aceea să nu ne găsească nepregătiți. A veghea înseamnă să stai tot timpul treaz, să veghezi în tot timpul vieții tale. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dori, asta nu înseamnă că nu trebuie să facem multe lucruri, dar vegherea aceasta spirituală pe care noi o avem este o pregătire permanentă pe care noi trebuie să o avem ca în orice moment să putem să așteptăm pe mirele nostru care s-a dus și a spus că va reveni și se va întoarce. Dar este o zi pe care Dumnezeu a pregătit-o de la întemeierea lumii, ziua aceea despre care unii oameni vorbesc și știu despre ea, dar nu știu cum de amănunțit ce vorbește, ce-i vorba despre ziua aceea. Va fi o zi măreață pentru copiii lui Dumnezeu care se pregătesc și va fi un dezastru pentru oamenii care nu s-au pregătit și care au râs de ziua aceea. Că mulți oameni spune, de la întemeierea lumii se te vorbește despre lucrurile acestea. Au trecut peste 2000 de ani de când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ. Și tot s-a vorbit că ziua aceea va veni și nu mai vine. Și unii încep să se lase și să ocupe cu alte lucruri, pentru că se culcă pe ideea că ziua aceea nu va veni. Dar oricum, ziua aceea va veni și cine va fi în viață să prindă ziua aceea, va fi pentru unii o zi de groază, pentru alții va fi o zi de bucurie, pentru cei ce au adormit în Domnul va fi o zi de bucurie când toți cei morți vor învia. Este ziua măreață pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie, așa cum a spus de la început. Aș vrea ca Dumnezeu să ne facă conștienți de lucrul acesta, pentru că ziua aceea va veni ca un hoț, spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune în capitolul 24, tot din capitolul din seara aceasta, la versetul 42. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce straje din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să fiți furați. Mie mi s-a întâmplat. Și poate la mulți dintre dumneavoastră. Așa că e neplăcut. Foarte neplăcut. Mi-aduc aminte cu ani în urmă. Oanii în urmă, aici, în Perth, am vizitat familia fratelui George Filimon și sorii Marian. Și i-am vizitat și pe drum înapoi, am venit cu soția mea împreună și când am ajuns acasă, mi-am găsit casa spartă, toate întoarse pe dos și am fost așa de necăjit.
de ceea ce s-a întâmplat. Nu vă spun și alte surprize, o să vă ce le-am avut atunci în vremea aceea, dar atât am fost de mânit și atât am fost de supărat și îmi făceam planuri și am chemat poliția și le-am spus ce s-a întâmplat. Eram foarte nervos, eram necăjit și mă gândeam eu ce i-aș fi făcut la hoț dacă i-aș fi prins. Au fost doi tineri, o fată și un băiat care foloseau droguri. Mi-a spus vecina mea, pentru că ei au venit și au început să uite pe la geamuri și i-a întrebat ce faceți voi aici. Și i-a spus, am venit să vedem pe unchiul și mătușa. Și au zis, niciun unchi, nici o mătușă, că ăștia nu au pe nimeni aici. Și au plecat, dar s-au reîntors mai târziu și mi-au spart casa și am fost tare necăjit. Spun lucrurile acestea pentru că atunci când spune că cuvântul lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu va veni, ziua aceea va veni ca un hoț. Pentru cei care nu se așteaptă. Dacă ar ști stăpânul casă, dacă aș fi știut că vin ăia să-mi spargă casa, aș fi stat acasă. Și aș fi păzit casa. Cine știe ce s-ar fi întâmplat? Dar mi-aduc aminte iară de o întâmplare și poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte. Vreau să spun lucrurile acestea pentru că ce înseamnă să veghezi? Ce înseamnă să stai? Să veghezi asupra casei tale, asupra vieții tale. Și îmi aduc aminte dacă unii dintre frați știu lucrul acesta de fratele Dorin Miravinski. Și că vă aduceți aminte, stătea pe vremea aceea în Balga. Și cred că este un lucru neplăcut. Au dormit, spunea fratele, ușa a fost numai safety door, au fost pusă. Au intrat hoțul în casă, poate unii știți, poate unii nu știți. Și a venit hoțul până la el la pat și s-a uitat la el să vadă dacă dorme. Sărmanul frate Dorin spune că s-a trezit zbierând, a fugit hoțul din casă. A fost o surpriză neplăcută. Dacă ar ști omul la ce ceas ar veni hoțul, ai sta și ai pe zi, stai o noapte, stai două nopți, stai trei nopți și nu vine hoțul și te puși și te culci. Și vă spun, poate e hasliu, poate să vie hoțul cât ești atâta de obosit, pentru că nu mai poți să mai veghezi, ai stat trei zile și după aia give up, vine hoțul și te poate fura pe tine cu pat cu tot, că nu te mai trezești, că ești așa de obosit după 3-4 zile. Spun lucrurile acestea pentru că vegherea pe calea lui Dumnezeu este să fii tot timpul treas, să veghezi în tot timpul asupra vieții tale, a felului în care trăiești, ca în orice clipă, dacă va fi să vie ziua aceea să spui, vino Doamne Iisuse, amin? Să nu-ți fie frică. Dacă v-aș întreba în seara aceasta, la câți vi-e frică de ziua aceea? Spune că fricoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște oameni care suntem conștienți că Domnul Iisus oricum va veni, dar în ziua când va veni, viața mea să fie în așa fel ca eu să pot să spun despre mine însă sunt pregătit în orice vreme și vreau să-L aștept pe Domnul Iisus Hristos. Dacă îl întreb, frate, ești gata că vine Domnul Iisus? Păi să vezi că mai am de... Nu, asta nu merge cu așa ceva. Trebuie să fii pregătit și dacă te întreabă cineva, să poți să spui, amin, vino Domnul Iisuse. Când spui lucrul acesta, înseamnă că ești un om care ești cu picioarele pe pământ, care trăiești viața pocăinței și ești în orice moment gata ca să te poți să te întâlnești cu Domnul. Pentru că dacă te ocupi cu lucrurile celelalte, la un moment dat le lași pe cele spirituale și îți pui mai mult valoare pe lucrurile din lume, pe lucrurile pe care le faci, pe averea pe care o ai sau lucrurile care le faci și la un moment dat uiți de cele spirituale. Tu nu mai ai timp să vii luni la rugăciune pentru că tu nu ți-ai terminat jobul pe care tu l-ai să faci. Miercurea tu nu poți să vii la biserică pentru că iar ești ocupat. Duminica vii numai duminică seara. Sorry, ar trebui să zic că nu ce scuze pentru lucrul acesta, dar lucrurile acestea contează înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fii tot timpul, pentru că nu poți să crești spiritual atâta timp când vii odată numai la nu știu cât timp la biserică, din haști în pași, cum spunem noi în românește. Trebuie să te pregătești în tot timpul cu frații tăi, să stai împreună cu ei, să stai în rugăciune cu ei, să ai problemele care le au frații, să te implici în problemele lor, să te rogi cu ei.
Ce mare binecuvântare atunci când te poți uni cu un frate sau cu o soră în rugăciune și să stai împreună, să stai înaintea lui Dumnezeu. Știți că este o bucurie enormă în inima ta atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și mijlocești pentru niște lucruri. Sunt frați care se roagă pentru biserica aceasta. Sunt frați care se roagă pentru păstorii bisericii. Sunt frați care se roagă pentru cei care cântă. Fiecare face o slujbă și Dumnezeu ne binecuvântează la lucrurile acestea dacă punem preț pe ele, dacă stăm și veghem înaintea lui Dumnezeu, dacă trăim viața așa cum Dumnezeu ne vrea. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie cu noi. Fratele Dumitru n-a mai fost de mult pe la cuvânt și spunea către mine că are emoții. Doresc ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dumnezeu să îl ajute să poată să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și în seara aceasta și să punem preț pe împărăția lui Dumnezeu, să punem preț pentru ziua aceea când Dumnezeu va veni să ne găsească gata, să ne găsească pregătiți. Toate lucrurile să ne fie în rânduială. Pot să vă spun că la vârsta mea acum cred că sunt mai pregătit de cum am fost când am fost tânăr. Poate veți spune unii, da, ai și vârstă la care trebuie să spui viața rânduială, pentru că nu știi cât mai ai de trăit pe pământul acesta, e adevărat. Dar să știți că lucrurile acestea și anii nu contează înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să iei copii, Dumnezeu ia copii, ia tineri, ia bătrâni și trece în veșnicie. Și unii sunt nepregătiți pentru că unii tineri spun, am timp, sunt tânăr, am numai 20 de ani, am numai 16 ani, am numai 25 de ani, am viața înainte și mă pot pregăti mâine, astăzi. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietre inima. Pregătește-te astăzi. Tânăr, bătrân, copii, pregătiți-vă ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ne pregătim și dacă nu luăm seama la atenționările care se dau din locul acesta și Dumnezeu, așa cum spuneau și alți frați, parcă în vremea din urmă Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui numai despre lucrurile acestea, pregătire, pregătire, prorocii, proroși care vestesc despre venirea zilei Domnului, despre lucrurile acestea care nu, la unii mi se pare că sunt ficțiune sau sunt lucruri care nu se vor întâmpla pentru că nu s-au întâmplat. Va veni, ziua aceea va veni. Știți de ce? Dumnezeu e un Dumnezeu al dreptății, un Dumnezeu al cuvântului. El nu minte. El ce spune, împlinește. Și dacă întârzie, știe El de ce întârzie ziua aceea. Dar problema este pentru ca noi să ne pregătim și să fim gata, veghetori în fiecare clipă. Să veghezi asupra ta, dacă se poate, tu să veghezi asupra mea, să văd ceva care nu-i bun, pentru că rănile făcute, spune cuvântul lui Dumnezeu, de un prieten dovedesc credincioșia lui. Când un prieten îți spune că ceva nu-i rânduială cu tine, că nu faci ce-i bine, este Domnul care vorbește prin el și vrea să te atenționeze ca să te întorci, să nu pierzi, pentru că poate să înceară Dumnezeu sângele tău din mâna mea și invers. De aceea Dumnezeu ne cheamă să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm în vremea aceasta să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Ca într-o zi să nu putem să spunem, n-am știut despre lucrurile acestea. Dumnezeu ne vorbește de sute de ori, de mii de ori, ne vorbește despre lucrurile acestea. Și ne mai îngăduie încă o seară în care Dumnezeu să ne vorbească despre lucrurile acestea, pentru ca să ne pregătim, pentru ca ziua aceea care va veni ca un hoț pentru cei care nu-L cunosc, pentru noi, nu e o problemă. Deci pentru cei credincioși care cred în Dumnezeu, ziua aceea nu este o zi de spaimă. Va fi o zi de bucurie, pentru că, Doamne, eu, așa cum am spus înainte, te aștept, sunt gata și vreau să vii. Deși sunt lucruri în viața mea care, la un moment dat, mă gândesc la ele și spun, mă, nu sunt chiar pregătit. Vrăjmașul vine și spune, mai ai aia de rezolvat, aia nu ești bine, nu ești bine. Vrăjmașul vine și îți aduce aminte de toate lucrurile pe care le-ai făcut înainte, de toate păcatele pe care dacă ai făcut păcate, vine și îți aduce aminte de ele ca să te înșele. Dar este un Dumnezeu viu, slăvit să fie numele Lui, care ne-a iertat și care ne iartă și care mijlocește pentru noi și care vrea ca și noi să fim în împărăția Lui acolo cu Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doresc din nou ca Dumnezeu să binecuvânteze orchestra împreună cu corul care va slăvi pe Domnul, apoi grupul va slăvi din nou pe Domnul cu o cântare și fratele Cornel Pop va slăvi pe Domnul cu o cântare.
ești vrednic, Domnul meu. Tu ești vrednic, Domnul meu. Toată slava numai ție. Gloria ți se cuvine. Tu ești minunat cel din vale. Pâinea vieții tu ești, Doamne. Ești luceafărul din zon. Trandafir Gloria ți se cuvine.
Slăviți să fie Domnul! Am o rugăminte la dumneavoastră. Când am să cânt cu vocea, vă rog să cântați cu mine. Am răgușit. Și dacă cântați dumneavoastră mai tare, atunci merge mai bine totul. Slăviți să fie Domnul! Sol major. Sunt
ce dorim. În somn nu ne păsăm, nu cercetați cât ar lucra. E ceasul deșteptării, de veți lucra până la sfârșit, vechind în așteptare. Deus plata vă va da El sus, bucurați de cale. Când sunt prezitivă acum, slavă Domnului! Dumnezeu strigă, Dumnezeu vorbește prin cântările noastre pe care le cântăm, insuflate de Duhul Sfânt, în care Dumnezeu ne cere și în vremea aceasta să veghem. Tragedia care lovește ființa umană este atunci când cineva își pierde pe ceva drag, pe care va drag din familie. De data aceasta, biserica noastră, avem familia fratelui Cornel Pal, mama dânsului a trecut la cele veșnice. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi mângâie, să îi binecuvânteze, sincere condoleanțe din partea bisericii și din partea mea personală. Doresc ca Dumnezeu să mângâie această familie prin încercarea prin care trec. Ne vor ruga și pentru ei ca Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să-i ajute să treacă biruitor, pentru că avem o nădejde. Au plecat părinții noștri la cele veșnice. A plecat tatăl meu, a plecat mama mea, a plecat părinții tăi, poate au plecat frații de-ai tăi, dar slăvit să fie Dumnezeu care ne-a dat o nădejde, că acolo în împărăția lui Dumnezeu ne vom întâlni cu cei dragi. Nu știu sub ce formă, dar cred lucrul acesta că ne vom cunoaște, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Și Dumnezeu va face lucrul acesta. Doar trebuie să veghem. Mai este o clipă. Până atunci, până când va veni ziua Domnului, mai este o clipă de veghere. Mai este timp în care trebuie să veghem asupra vieții noastre. Pentru că nu știm ziua și ceasul când fiecare dintre noi va trebui să plecăm de pe pământul acesta. Important este să fim pregătiți. În orice clipă și în orice moment. Pentru că nu știm la ce ceas va spune Dumnezeu, vino acasă. Dar pentru toate slăvit să fie Domnul. În toate acestea avem nădejde vie, pentru că El este un Dumnezeu care a înviat pe Fiul Său, Iisus Hristos, din morți și a dat viață și a înviat Iisus Hristos pe alții din morți, i-a înviat El, slăvit să fie numele Lui, pe Lazar și pe atâția alții care arată cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care are milă de noi. Chiar dacă trecem prin aceste încercări, El ne poate mângâia, El poate să fie de partea noastră. Ne vom ruga în seara aceasta, vom face și o rugăciune și am vrea să ne rugăm pentru familiile bisericii. Te rog să afișezi familiile pentru care ne rugăm în săptămâna în care am intrat. Dumnezeu să binecuvânteze
familia Cămășan, Cristi, Estera și pe Cristi și Estera, Domnul să-i binecuvânteze și să fie cu ei. Pe fratele Sandu și sora Măriuța, Domnul să-i binecuvânteze Chira, Domnul să fie cu ei, cu casa lor, să le binecuvânteze familia și tot ce aparține de ei. Și pe fratele Chișdal și Anca și fetița lor, Domnul să-i binecuvânteze și să fie de partea lor. Să fie Domnul cu toate familiile din biserica noastră. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune, aceasta este o poruncă pe care Domnul Iisus ne-a învățat să o facem. Rugați-vă unii pentru alții. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa de frumos în întâia epistola sabonicească a lui Petru, în capitolul 1 cu versetul 3, începând cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinste la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amen. Slăvit să fie Domnul. Ne vor ruga pentru frații care sunt bolnavi și care trec prin încercări. Lista este foarte lungă și sunt frați și sunteți frați care nu spuneți că aveți nevoie de, nu că nu aveți nevoie ca Domnul să vă vindece, dar unii frați spun și spuneam și eu, de atâtea ori m-am rugat și am rugat biserica să roage și pentru mine și în continuare sunt bolnav, dar am nevoie de sprijinul și de ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu să mă aibă în vedere. Și mare biruință este atunci când cineva se roagă pentru tine. Pentru că rugăciunea făcută cu credință va vindeca pe cel bolnav. Și mare putere are rugăciunea cui? Celui neprihănit, slăvit să fie Domn. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și pe lângă cauzele pe care toți le știm și le cunoaștem, dacă sunt cauze care sunt noi și doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, Domnul vă vede unde sunteți, ridicați o mână sus și Domnul să vă binecuvânteze cei care doriți să se roage biserica pentru dumneavoastră și ochii Domnului să privească spre noi, Domnul să ne asculte și să fie cu noi. Ne rugăm cu toți împreună.
Amin, vă rog să ocupați locurile. Mai slăvim pe Domnul cu grupul de laudă, pe Domnul toți împreună, lăudăm pe Domnul, pe care ne rugăm ca Domnul să-L binecuvânteze pe fratele Dumitru, care ne va împărtăși din cuvântul Domnului și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Amen.